Conform unor modificări ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedură Penală și a altor acte normative, de astăzi, toți cei aflați în arest la domiciliu ar trebui să poarte brățară electronică la picior pentru a putea fi monitorizați non-stop. Noul sistem de monitorizare a fost creat pentru ca persoanele aflate în arest la domiciliu să nu mai încalce această măsură, așa cum s-a mai întâmplat. Sistemul va deveni operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022. Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va face în sistem pilot și va viza monitorizarea persoanelor față de care a fost dispus un ordin de protecție. În prezent, în județul Olt, se află în arest la domiciliu 16 persoane. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste modificări legislative, dar și pentru informarea despre noile obligații legale a persoanelor față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.